Puşcaş! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din cariera noastră cu Rapid. Posibil ultimul episod din această serie, asta în cazul în care Rapidul va reuși să treacă în finala Champions League de nimeni alta decât Bayern München, iată și echipa sezonului Alibe, Coman, Iniesta, Teixeira, Mana din echipa noastră și nu este George Puşcaş. Interesant, rămâne de văzut ce vom face cu Bayern München. Voi ce credeți? Câștigăm, nu câștigăm, aștept comentariile voastre, chiar acum Rapidul are meci istoric, meci istoric cu Bayern München, va fi un meci extrem de greu. Sincer, Bayern are toate șansele să câștige acest trofeu, mai ales că joacă și pe propriul teren, însă noi am dovedit de fiecare dată că putem. Rămâne de văzut însă cum se va descurca Rapidul, rămâne de văzut ce tactică vom aborda. Și în același rând de văzut cum va evolua și Bayern München. Este mă vestiar cu băieții. Haideți băieți, dați tot ce mai bun, dar ca Rapidul, ca să-i motivăm pe băieți. Haideți și voi cu un like să vedem dacă trecem de 1500 de like-uri la acest episod. Coma, Pușca, Sorescu, Hagi, Iniesta, Marin, băieții grei aici. Boboc, intră, nu așa. S-a să nu facem vreo greșeală de-aia mare, rău de tot. Drăghiceanu. În locul Octavian Popescu. Asta e echipa noastră! Asta e echipa noastră! În fața celor de la Bayern München cu Nubel, David Schuller, Hernandez, Corona, Kimmich, Goretzka, Sané, Dajacu, Gnabry și Robert Lewandowski. Cât de greu va fi. Hai să schimbăm puțin echipamentul ăsta. Îl pun pe ăsta la Bayern și pun Vișiniu la noi. Așa jucăm în această partidă, finala UEFA Champions League, finala UEFA Champions League. Am emoții, jur că am emoții. Concentrare maximă în această finală de UEFA Champions League, atmosferă de vis, fanii Rapidului au venit să facă nebunii aici pe Allianz Arena, să vedem însă ce se va întâmpla. Trofeul UEFA Champions League în imagine, acum Rapidul, un ultim meci în UEFA Champions League. Pentru ultima oară în acest sezon se aude imnul UEFA Champions League. La bal, ori la bal, ori la spital, Rapidul va fi câștigătoare. Așa trebuie să fie. Suntem încrezători, chiar dacă Bayern München este o echipă incredibilă. Noi vom încerca să facem tot posibilul. Bayern München are posesia primară, prinsă și atacă de la stânga la dreapta, Rapidul în Vișiniu, Bayern München în alb, se joacă pe Allianz Arena și iată un prim pressing al băieților noștri. Davis, ce pasă bună, nu e offside, jocul continuă, Sane urmărit de Yannis Hagi. Yannis vine să-i suplinească locul lui Boboc acolo, intervenție regulamentară și arbitru vine cu o prima intervenție. Hei! E la minge! UEFA din nou vine cu decizii controversate. Din nou decizii care sunt împotriva noastră, Bayern München! Au! Ce ocazie ratează Bayern! Sunteți al fază transversală! Și cum a plecat faza asta de la o eroare totală a arbitrului? Felix Brich, ne omor, ce vrei să faci? Coman, Puşcaş, așteaptă plecarea lui Boboc, să-l vedem pe Boboc în careu, Boboc, cade Boboc și cred că este 11 metri, să vedem! Hei! Ce se dă aici? Cade Boboc? E supărat, dar nu înțeleg... Decizia arbitrului n-a fost faul, ce e drept Bobocade și vede cazul ăla și un galben pentru simulare. Iată în minutul 8, vedem un cartonaș galben și-l vede Boboc, nu e bine. Nu e bine, Boboc, nu reușește acolo să intervină Sané.
E greu pentru Boboc să reziste, pentru că are un vitezoman acolo pe partea lui Boboc, de unul singur avansează. Încă o dată Boboc, pleacă Pușcaș, pentru ele balonul Pușcaș, însă n-ajunge. N-ajunge la minge, Coman în pressing. Vine pasa la Sané. Boboc iese cam mult din nou. Din nou a ieșit Boboc foarte mult. Haideți să vedem, Sané. Radu nu poate să-l facă pe Sané la viteză. Vine centrarea blocată și este out. Dar are probleme Radu acolo. Minge grea. O lovitură primită de Radu. Teixeira, Lewandowski și se dă fault. Nu, asta e la Sané. Bun. Bun, e bine. E bine, e bine, e bine, 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 bine. Boboc acum. Mai departe până la Sorescu. Bine se descurcă Sorescu. Hagi. Pușcaș. Pușcaș schimbă partea la Teixeira. Acesta ajunge la balon. Îi pasează lui Coman. Coman întoarce mingea pentru Yannis Hagi. Combină frumos. Sorescu. Greșește Sorescu. Cred că această pasă treia mai bine să fie pentru Pușcaș. Avem probleme mari acum cu Boboc, care are galben acolo. Bayern München forțează foarte mult jocul pe acea parte. Iată aici, Giacalu, Giacalu, blocat bine, Lewandowski, minutul 22! Ce ghinion avem, Lewandowski deschide scorul final la UEFA Champions League pe Allianz Arena! Rapidul are probleme! Aici, Giacalu blocat, regulamentar, mingea revine la Lewandowski! Iar Tătărușanu nu se poate opune. 1-0 pentru Bayern München, minutul 22. Nu e bine. Pușcaș pentru Coman. Pușcaș din nou. Coman se luptă și el. Probleme, probleme, probleme. Iniesta. În pressing. Trebuie să rămânem totul sus. Iată o minge pentru Sané. Ajunge Sané acolo, e primul la minge Sané, trece de Radu, senzațional în viteză Sané! Ce ocazie din nou pentru Bayern, care domină până acum această partidă. Iniesta. Teixeira. Coman. Coman, mai departe la Hagi. Hagi avansează, pasează pentru Dean Sorescu, fața golului. Dean Sorescu, Pușcaș! Gol! George Pușcaș! 1-1 finala UEFA Champions League! Rapid egalează pe tabela de marcaj după ce Pușcaș reușește să marcheze în poarta goală după pasa lui Dean Sorescu! Da! Iată că putem! Iată că putem! 1-1! 1-1! Aici aproape de recuperare și se dă faul! Ce ușor! Ce ușor se dă această lovitură liberă! 3 faulturi pentru noi, nu sigur pentru Bayern München. Vine o minge înaltă. E Răzvan Marin, atent! Din prima pentru Sorescu, Dean Sorescu, pleacă și George Pușca, să vedem pe Sorescu, avansează Sorescu, Sorescu, foarte bine aici pentru Coman, Coman acum, Coman, Coman, trebuie gol bun al lui Mbappé de România, Coman! Și mingea vine probabil în Sorescu, păcat de această fază incredibilă făcută de Coman, vine șutul în Sorescu, incredibilă ocazia are Rapidului. Incredibilă ocazia noastră. Pușcaș în pressing. Dacă era atent Sorescu acolo, s-a pus în fața lui Coman cu șutul ce pasă pentru Lewandowski. Apăr acolo foarte bine portarul nostru. Nu s-a dat la faza, se cere penalti și ce se dă? Nu, se dă fault în atac probabil. Haide să vedem. E fault în atac, da. Dar cred că a fost penalti la Lewandowski, asta e părerea mea. Aștept comentariile voastre, dacă a fost sau nu. Iată aici, combinații bune din prima ale jucătorilor noștri. Sorescu. Mai departe e Hagi. Hagi. Întoarce mingea aici la Boboc.
Boboc în centru pentru Iniesta. El poate da pasa decisivă. Iniesta, Iniesta, de unul singur. Iniesta! Pe lângă poartă. Ocazie bună pentru noi. Punem presiune la poarta lui Nubel, deoarece nu era accidentat. Bayern Munchen obligată să joace cu Nubel. Minutul 44, 1-1 pe Allianz Arena în finala UEFA Champions League. Rapidul dovedește că poate și împotriva lui Bayern Munchen. Iată aici o minge înaltă. Respingem balonul, aruncare de la margine. Încă un minut până la fluierul final al primei reprize. Probabil o minge înaltă. Cât de bine aici. Să vedem dacă arbitru mai lasă. Nu mai lasă! Hei! Hei! Hai arbitre! Hai arbitre, lasă-ne, lasă-ne! Începe repriza secundă. Începe repriza a doua cu o primă eroare a băieților noștri. Nu e bine. Nu e bine, Bayern. Sané. Sané. Arbitre! Haide mă, că dai prea ușor faultul astea. 56% posesie Bayern Munchen, 44 rapid, 1-1, scorul de pe tabelă. Respingem aici în prima fază. Din nou respingem și a plecat la contraatac Puskás. Pentru Coman. Pleacă Mbappé de România, dar Puskás continuă de unul singur. George Puskás, senzațional George Puskás. Puskás întoarce mingea cu călcuiul pentru Teixeira. Teixeira. Iniesta. Pasă la Yannis Hagi. Yannis Hagi. Yannis Hagi în blocaj. În blocaj șutul acestuia. Iată ocazie bună ratată de ai noștri. Gnabry. Jackalu. Oh, reușim recuperarea. Coman primește balonul din prima la Puskás. Puskás. Tot pentru Coman. Coman. Nu reușește dribblingul. Cade acolo Coman. Nu se dă nimic, nici vorbă de fault. Mingea este totuși în posesia noastră. Hagi. Iată ce frumos combinăm. Încă o dată Yannis. După intervenție senzațională. Dumnezeule, ce șansă ratăm de 2-1. Multă lume zicea că această partidă va ajunge la 11 metri. Iată aici Nubel, senzațional! Centrarea lui Iniesta. Iniesta vine cu centrare bună! Din nou Nubel! Oh, Dumnezeule! Ce lovitură de cap are Coman, însă Nubel intervine magnific! Șansă enormă! Șansă enormă! Din nou Iniesta! E bine! Ratare mare din nou Coman! Ho, ho! Dumnezeule mare, ce șansă din nou ratată! Ce ocazie! Ce ocazie! Bayern München a tremurat serios! A tremurat serios, Boboc trebuie să aibă grijă, are galben. Nu vrea un faul făcut de el, care să ne pună în pericol! Ieșire hazardată a lui Tătărușanu, blocăm acolo! Și este corner, este corner pentru Bayern München, face și o schimbare Bayern! Intră Goretzka, iese Goretzka, intră Alaba. Iată, joacă scurt aici, bavarezii, Tătărușanu nu iese, Boboc respinge. Blocat acolo, oare Coman? Nu e blocat, Teixeira avansează. Protejează bine Teixeira. Teixeira, însă ce eroare face Teixeira? Ce eroare a lui Teixeira, șansă pentru Bayern Munchen acum, Boboc nu blochează. Blocăm abia acum, Sorescu, deposedat și el. Bayern Munchen în continuare periculoasă la poarta noastră. Iată aici, reușim recuperarea prin Thiago Silva, Coman. Șansa rapidului, pasă bună aici pentru George Puskás, n-a fost offside. În duel cu Hernández, Puskás. Puskás pentru Coman, nu va ieși balonul. Întoarce la Teixeira. Teixeira pentru Hagi din prima! Nu, bă, incredibil! Ce execuție are Hagi! Ce execuție are Yannis aici, șut din prima cu stângul! Incredibil, Nubel! Haide, Dumnezeule! Din nou schimbare la Bayern Munchen, noi rămânem în aceeași formură. Intră și Draxler! Nubel reține balonul. Și nu e cea mai bună degajare, e Boboc acolo. Boboc! Scapă mingea în afară.
Minutul 75, nicio schimbare în tabăra noastră. Haideți să vedem, o minge înaltă aici, Radu cu Lewandowski. Leva, se pare că s-a accidentat Lewandowski. E fault acolo. E fault acolo, arbitru nu dă nimic. Să vedem Răzvan Marin ce va face. Reușește recuperarea, pasă pentru Radu. Radu avansează. Radu. Bine aici și Radu. Sorescu însă nu e atent absolut deloc. Nu e atent deloc Sorescu. Trebuie să facem ceva și să blocăm această acțiune. Incredibil reușim acolo. Pasă la Coman. Coman pentru Pușcaș, care nu e Rusai Pușcaș în fața lui 2 la 1, Pușcaș, Pușcaș, Pușcaș! Rapidul marchează un euro ca în finala UEFA Champions de prin George Pușcaș și pentru 81 are 2 la 1, gol! George Pușcaș! 2 la 1 pentru Rapid cu Bayern München în finala UEFA Champions League pe Allianz Arena. Un lob senzațional! Senzațional! Magnific! Istoric pentru România, pentru George Pușcaș și pentru Rapid! Da! Ce tupeu are Pușcaș aici și reușește golul! Magnific! Se cere VAR acolo la această pasă, dar nu este offside. Se vede și din această reluare. Pușcaș cu sânge rece îl execută pe Nubel. 2 la 1 pentru Rapid după ce a fost condusă cu 1 la 0. Da. Da. Venim cu modificări. Venim cu modificări. Intră Stanciu. Intră Sefer. Și intră Mățan. 3 modificări făcute de mine. 3 modificări. Făcută de Rapid, aproape 10 minute au mai rămas până la final. 10 minute cu tot cu prelungiri și putem fi campioni Europei. Putem fi campioni Europei. Boboc din prima, foarte bine, pleacă Mățan. Din prima pentru Pușcaș, nu știu dacă e ăsta din nou. George Pușcaș, George Pușcaș, George! Se putea încheia totul. Ce ratare! Se putea încheia totul, dar George Pușcaș ratează senzațional! Ce șut dezamăgitor! Nu mai au timp de construcție. Bayern n-are timp de construcție în aceste momente. O minge înaltă, Thiago cu capul la Tătărușanu. Oh! Aproape de autogol! Intră și Johnny Castro în locul lui Davis. Haideți să vedem șansa lui Bayern München. Hagi, foarte bine, Yannis. Plecăm pe contraatac. Sefer primește balonul. Sefer, mai departe pentru Teixeira. Teixeira, pentru Mățan, care e proaspăt. Mățan, 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 călcăi pentru George Pușca, George Pușca, Sefer, Pușca! Rapidul câștigă UEFA Champions League! Dumnezeule! Marchează George Pușcaș și incredibil! Incredibil! Atent, George! Atent! Pușcaș, hat-trick, George Pușcaș în 91. Bayernul este gata. Este gata. Iată, aici se aruncă în atac Bayern München. Vine o intervenție regulamentară. E intervenție la minge. E galben. Dar e intervenție la minge acolo. Haideți să vedem ce va face. Ce va face Sané? Bara lui Sané, Lewandowski! 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 Reduce din diferență Lewandowski, 3 la 2, minutul 94! Incredibilă finala de UEFA Champions League! Lewandowski, dubla lui, reduce din diferență Lewandowski! Bara lui Sané! Și Lewandowski, iată, prea balonul aici! Blocat în prima fază, greșește Stanciu acolo, dacă nu mă șel. Și este 3 la 2. Hai să vedem. Vine pasa la Mățan. Mățan.
Nu știu dacă se mai poate întâmpla ceva, e incredibil. Ce se întâmplă aici? Bayern München, Tătărușanu intervine acolo, nu s-a dat fost Davis. Blocăm! Se dă foul, dai de om, cum am... A scăpat cu fața curată! A scăpat cu fața curată! Răzvan Marin iertat de un cartonaj roșu. Tătărușanu ne salvează! Incredibil! Aici nu e fault. Aici nu e fault. Aici nu e fault. Vine o centrare, respingem și să vedem intervenția asta. S-a terminat! Rapidul câștigă UEFA Champions League. 3 goluri marcate de Puskás, 2 marcate de Lewandowski, 3-2 la general, 3-2 scor final, mai bine zis, Rapidul câștigă UEFA Champions League, incredibil! Dumnezeule, iată-l pe Tătărușanu, își face poza acolo cu băieții, incredibil! Ho-ho! Aoleu! Doamne, cum am trăit! Cum a trăit partida asta? Trofeul ridicat deasupra capului, Rapidul câștigă! Rapidul câștigă finala UEFA Champions League, da! Ho-ho! Dumnezeule mare! Dumnezeule mare! Iată-l pe Mățan cu trofeul Champions League! Of. Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule, ce meci am avut. Ce meci am avut. Incredibil, incredibil, ce tensiune. Haideți să vedem, totuși aș vrea să văd cam cum a evoluat toată perioada asta. Rapidul e final de serie așadar. Final de serie, dar înainte de asta nu e face Champions League, vreau să văd marcatorul, cine e? George Puskás pe primul loc după ce marchează 3 goluri în finală. Iată Sorescu pe 10, practic incredibil și la asisturi. La asisturi cine este? Paredes e primul pe 3, Coman cu 4 și 8, Sefer cu 3. Sunt curios să nu e face în Europa League. Ce s-a întâmplat? Cine a câștigat? Barcelona câștigă. Barcelona, și ce greu a trecut de Aston Villa. În rest, n-a avut probleme. În Libertadores, ia să vedem Cupa Libertadores. Încă nu se știe. Încă nu se știe în Cupa Libertadores. Aici, golgetter cine este? Immobile cu 9 reușite. Cum am trăit? Cum am trăit finalul ăsta? Cum am trăit finalul ăsta? Hai să vedem în România cine e golgetter. Cine e golgetter în România? Denis Alibek cu 13 reușite, Borcea 13,9, Puskás doar 7 goluri, mai multe a marcat în Champions League, în Cupa României. Este acolo Keita, Stanciu, Sorescu și Hagi au 3-3-2. Interesant, iar la asisturi, clar, Iniesta cu 9, iată și Ito are 9, Puskás are 6. Interesant, da, a fost minunat, a transpirat. Aici se va opri, cel mai probabil, seria cu Rapid. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de Rapid pe tot parcursul acesta minunat. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Rapidul reușește ceva incredibil, reușește să câștige UEFA Champions League, a câștigat și Europa League. Poate pe Facebook voi posta Super Cupa Europei, pentru că acolo am și o carieră nouă, dacă nu știați, cu Dinamo București. Ce s-a întâmplat e senzațional în episodul precedent acolo, în cupă cu Hermașa. Intrați să vedeți, pentru că, vă spun o dată, în minutul 85 era 3-2 pentru Hermașa. În tur, luasem bătaie cu 1-0. Vă las pe voi să intrați să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Eu vă mulțumesc pentru tot, respect, știu că sunteți alături de mine de fiecare dată. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Rapidul a luat UEFA Champions League. Până data viitoare, toate cele bune. Pe curând!